Pentru rac, aprecierea de care se bucură este schimbătoare. O moștenire devine incertă. Problemele de sănătate nu le dau pace. În schimb, au succes în artă sau sport. Deci, racul va înregistra importante realizări în orice domeniu care presupune creație sau competiție, indiferent dacă desfășoară activitatea la nivel de amatori sau profesionism. Deci, poți înregistra un real succes în tot ceea ce înseamnă creație artistică sau competiție sportivă, dar nu trebuie să ai îndârjire în obținerea victoriei. Economia de energie, grija pentru starea ta de sănătate și pentru forma ta fizică pot fi armele tale secrete pe termen lung. Deplasarea într-o țară străină constituie alt potențial factor de succes în domeniile anterior menționate. Aprecierea de care te bucuri din partea prietenilor și cunoscuților este foarte schimbătoare și depinde de acumulările tale financiare realizate facil, fără muncă și sacrificii. Părerile proaste la adresa ta sunt puse în circulație de dușmani ascunși care te invidiază pentru capacitatea și succesul tău. Tot anul va fi marcat de o problemă de lungă durată care îți poate afecta starea de sănătate sau poți avea un conflict derulat în justiție. În cazul problemei de sănătate, ai nevoie de ajutorul partenerului de viață. Dar acesta nu vrea să te ajute, deoarece în trecut ai avut față de acesta o atitudine și un comportament care l-au rănit profund. Singura șansă ar fi să-ți recunoști greșelile și să-ți schimbi total comportamentul și atitudinea față de el. Problema în justiție constă într-un conflict deschis chiar cu partenerul de viață, în dispută, aflându-se dreptul de proprietate asupra căminului familial. O posibilă soluție este împăcarea după spălarea greșelilor din relație. În caz de ruptură totală, rezultatul disputei ține de păcatele de viață ale fiecăruia. Totodată te urmărește iluzia unui câștig financiar, recuperarea unei datorii mai vechi, bani care ți se cuvin după o deplasare făcută cu mult timp în urmă. În străinătate, este puțin probabil să obții credite, moșteniri, despăgubiri, deși aparent există șanse mari.